Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Confuzie și nedumerire în capitala culturală europeană Timișoara, unde mai mulți vietnamezi au fost, care veniseră chiar dinainte, cred. Veniseră la lucru. Da. Au fost filmați în timp ce săpau pe un câmp din apropierea căminului unde locuiesc ei, aparent în căutare de popândăi. Sunt fan popândăi? Este o relatare. În adevăr, avem o mulțime de întrebări. Deci, doamna Ana Maria Manolea, președinta Asociației pentru Susținerea, Promovarea și Aplicarea Drepturilor Animalelor, deci nu doar susținere și promovare, ci și aplicare, vă rog. Deci doamna Manolea declară, citez, acolo unde au fost filmați vietnamezii, e o zonă în care s-au aflat vreo 2000 de popândăi. Deci uite că la popândăi s-a terminat recensământul, totuși. E pe strada, zona respectivă, pe strada Torino, aproape de căminul de la Smithfield. Avem o mulțime. Nu vorbeai de Timișoara? Ba da, este... Strada Torino, căminul de la Smithfield? Da, este o firmă, Smithfield, nu știu, okay. E o stradă Torino cu 2000 de popândăi. Nu sunt prea multe coincidențe, vietnamezi, Torino, Smithfield, adică... Și patru vietnamezi, deci 2000 de popândăi și patru vietnamezi se văd în poză. Da. Deci, și doamna continuă. Se vede pe filmare că prind popândăii și îi pun într-un bidon de plastic. Ce ar putea să facă ei? Îi mănâncă, în mod cert. La ei e ceva obișnuit. N-am auzit asta. Băi, avem o mulțime de întrebări. Deci eu știrea asta sunt, mie îmi stârnesc curiozitatea multe știri, dar asta aproape că nu m-a lăsat să dorm. Deci, ia să vedem. Cum, ce stradă este, ce stradă este aia în Timișoara cu 2000 de popândăi? E o stradă, zice, este Torino. O stradă, strada Torino. Are aproximativ 2000. Hai că or fi 1900, că or fi 2100. Bun, poate nu e precizia maximă. Unii ori s-or fi mutat, ori plecat. O fi strada lungă, precum aia din Popești. Păi ce stradă e cu 2000 de popândăi? În capitala culturală europeană, Timișoara. Doi, cum se prind popândăi? V-ați gândit vreo? Cum prinzi popândăi? Deci îți trebuie clar un bidon de plastic. Deci asta, e, nu, așa, aia... nu, asta mi se pare cel mai crud. Îi pune, în loc să-i pună într-o volieră ceva, îi pune în bidon, adică dă un colo de treabă. Poate îi pune la murat. Că altfel văd că unul dintre vietnamezi are un furtun în mână, deci bănuiesc că e metoda aia de bagă presiune în pământ și să ia prin găuri. Eu nu văd niciun furtun aici, nu te supăra, este o sârmă, o țeavă, ceva și unul are o sapă. Da. Ăla, cel mai din dreapta. Sunt da, nu e furtun ăla. Sape. Nu e furtun, că e în covoia, mă. Nu e furtun, mă, ăla. Este un cap. Mie mi-arăta furtun. E, poate este... Și mie îmi place... E furtun de spălat parbrizul, la ce subțire. Mie îmi place vietnamezul din stânga ăla cu șapcă, care se freacă pe burtă. Da. Ăla deci... e pofticiosul. Ăla, nu, dar ăla e la căldură, a luat obiceiul românesc. Da, și ridică, nu? Aerul condiționat românesc este cu tricou până sub țuțe, da. Și cu buricul la aer. Și se freacă, știi? Pe burtă. Da. Deci făceau pachetel pentru Germania. Da. Doi, doamna zice ce ar putea să facă ei, adică ei vietnamezii. Îi mănâncă în mod cert. Okay. La ei e ceva obișnuit. Credeam că ce ar putea să facă? Ar putea totuși să se orienteze spre șobolan, că ne-ar face și un bine, că nouă popântăii ne sunt dragi. Bun. Deci de unde știm și de ce presupunem că popântăii sunt de mâncat în Vietnam? Dacă sunt de mâncat, ce gust au? Și dacă cumva sunt trofandale? Acum fiind primăvară, nu-mi dau seama. Eu am tot văzut prin diverse documentare că și papuașii mănâncă popândău și rozătoare de felul ăsta. Să nu facem confuzii între papuași și vietnamezi. Nu. Eu spun ce am văzut eu. Da. Cu ochii mei. Și de atunci mi-a făcut poftă și sigur e ceva bun la popândăi ăștia. Da. Care parte din popândău este cea mai mișto? Cea o mai... pulpe. O pulpițe? Dacă se mănâncă pulpe de broască, sigur și pulpa de popândău e bombă. Da, aripioare de popândău? Că există aripioare de porc. Ne cau lăbuțile alea mici și nu cred că prea o cărniță. Da. Dar pe pulpă cred că sunt bombă. Pulpiță ar fi ceva. Fac mișcarea de acolo, nu? Da. Și întrebarea e, băi, o fi mâncat fără să știm popândău la un restaurant vietnamez? Poate sandwich ban mi. Nu, că e profanda, mă, noi o la vietnamez. Da. Avem o perioadă. Eu mănânc noodles. Am mers și eu de două ori, nu știu ce am mâncat. Supa pho de la vietnamez ar trebui să fie de vită. Și dacă dar e de popândău. Păi am mâncat supă de popândău. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.